Deci voi doi, pardon, voi trei aici. Așa. Viorica, hai și tu. Doamnelor și domnilor, vă prezint pe diva. Oh, Doamne, ce mă doare spatele. Oh, ce mă doare spatele. Doamne, și am niște pofte așa. Fai de ceva de... cool. Fai. Ceva cool. Cam de ce ar trebui să am eu poftă, Sherry? De passion fruit. Nu, cred că ar trebui să fie ceva mult mai exotic, mult mai greu de găsit. Ceva așa care să îi pună inima pe jar bărbatului care m-a cucerit, tatălui copilului meu, Bobiță. Bobiță? Iuhu, suntem aici. Ce faci, Bobiță? Uite, caut fructul pasiunii pe net ca să fiu pregătit. Ce frumos. Vezi? Avea, stai puțin, tu chiar vrei să joci chestia asta cu gravidenie? Logic. De ce nu? Unul la mână e vorba de copilul meu. Doi la mână o să voiască toată presa. Parcă și văd titluri de ziare, emisiuni. La diva está embarazada con el amor de su vida. Tare. Da, atunci ar trebui să fii mult mai credibilă, nu să joci sarcina asta. Adică ce vrei să zic, că n-am talent sau ce? Nu știu, iartă-mă, dar între talent și talent e o mare diferență. Da, cine e? Vă! Aoleu, iar ai venit? Vă, e prăpăt! E prăpăt rău de tot, fă! Du-te acasă! Du-te acasă că-mi faci numai necazuri! Du-te acasă! Da, să da. Vezi tu acum necaz, fă! Sunteți înrahat toate până în gât! Unde stă până ta aia ta? Divo! Du-te acasă că te spun! Ce vrei, de ce ai venit? Fă, e groasă rău de tot! Uite Relu și cu nevastă sa... Ce? Plecă la Roma, fă, să se întâlnească cu Fisa. Și Fisa, uite, ia cilișa cu... Irino! Cine e relul ăsta? Cine e relul ăsta? Cine e? Socru tu. Cum adică socru? Fă, dar tu ești zărghită rău de tot. Păi tu nu faci un copil cu Fisa, cu Irina? Da. Păi înseamnă că tatsu e socru tu și măsa e socrăta. Păi da, și ei acum se duce la Roma, unde Irina flimează, și-a dat de dracu, da, că i-a zacea cinea borțoasă. Doamne, da. Dumnezeu, Doamne, Irina, vină, fă! Sunt că nebunesc.